În câteva zile începe noul an școlar, părinții se grăbesc să procure toate cele necesare pentru școală, rechizite, ghiozdane, îmbrăcăminte și încălțăminte. În această febră a cumpărăturilor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor le recomandă să fie mai selectivi în alegerea produselor, întrucât o încălțăminte necalitativă sau o haină din fibre sintetice poate afecta sănătatea celui mic. Mulți dintre părinții cu care am stat de vorbă au spus că nu cumpără pentru copiilor orice produs doar pentru că e la reducere. Mă trebuie să cumpăr haine mai naturale, dar totuși prin cu prețul accesibil. Ca să fie mai mult procent de coton, ghiozdanul cumpărăm o dată pe câțiva ani și pentru băietul din clasa 1 a cumpărat mai scump pentru că este ortopedic. Încălțămintea respectiv să fie foarte comod. Am optat pentru un ghiozdan ortopedic, comod, ceea ce ne permite să-l mai purtăm un an. Suntem în proces. Ceva deja avem, ghiozdan avem, hainuțe majoritatea, da, rechizite în căutare. Ne uităm și la calitate și la prețuri. Trebuie la târguri, da, organizate, prin magazine specializate. Ne ducem la birotecă și să-ți cumpărăm. De la birotecă să-ți cumpărăm, dar așa nu, din altă parte nu. Ne uităm, de pildă, bumbac și de asta, să nu știe, plastic. Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor spun că părinții ar trebui de preferință să facă cumpărături doar din magazinele specializate. Un ghiozdan trebuie să fie foarte ușor. El trebuie să cântărească până la un kilogram. Atragem atenția la acele bretele care trebuie să fie cât mai late. Vestimentația școlară trebuie să atragem atenția să fie confecționate din țesuturi cât mai originale. Evident că trebuie să evităm piețele centrale, care nu ne inspiră deloc încredere. În cazul depistării unor neconformități sau nereguli, cumpărătorii sunt îndemnați să apeleze la telefonul consumatorului.